Conducerea primăriei Roman a reluat șirul audiențelor. În prima săptămână de muncă din acest an, de serviciu a fost primarul Laurențiu Leureanu, care a precizat că problemele romașcanilor țin în principal de lipsa unei locuințe sau unui loc de muncă. Am avut 7 sau 8 persoane venite la audiențe cu probleme cele mai diverse, unii loc de muncă, alții probleme care țin de situația materială sau de starea de sănătate, solicitare de medicamente și așa mai departe. Acolo unde am putut și am avut acoperire legală, cât mai repede am rezolvat, dincolo, pe parcurs, dacă vom putea, cu un sfat, cu o vorbă. Resursa umană este o mare problemă, este de părerea edilului Romanului, care spune că mulți agenți economici se plâng de neseriozitatea angajaților. Din păcate, problema cea mai mare este a omului serios, pentru că resursa umană este o problemă foarte mare în ziua de astăzi și fiecare ar dori să se însoțească de oameni care să fie de bună credință. Știu câțiva patroni cu care m-am întâlnit la începutul acestui an, care deja au dat afară în luna ianuarie din angajați, tocmai pentru lipsă de seriozitate. Pentru faptul că s-au dus beți la servici, pentru faptul că au iscat certuri și bătăi, pentru faptul că vorbesc ca iurea și fluier, crez în biserică. Primarul Laurențiu Leureanu spune că oamenii ar trebui să dea dovadă de mai multă seriozitate și să încerce să-și păstreze locul de muncă, cel de unde aduc o pâine pe masă. Eu i-aș sfătui să oamenii să-și vadă de treabă. Viața e grea și fiecare om trebuie să gândească că în spatele lui mai poate exista o familie, o soție, un copil, un părinte bolnav. Să nu dea cu piciorul, pentru că un loc de muncă este greu de găsit. Și întotdeauna am mai spus-o, când ești serios și te implici, vei găsi și înțelegeri și sprijin. Atunci când ești muhaia, n-ai ce să cauți drum spre mai bine. Găsești drum spre mai rău întotdeauna. Săptămâna aceasta la audiență a fost programat viceprimarul municipiului Lucian Micu, iar săptămâna viitoare va fi la rând iar edilul șef. Programarea pentru audiențele ce se țin în fiecare zi de joi se fac în prima zi a săptămânii.